Salut, sunt Dragoș Dublea de la CV30 și suntem în pauza de masă, un show cu discuții mișto și mâncare. Alături de mine este Anca Bătaie. Anca este un mic unicorn, fiindcă lucrează la CV30 de 6 ani, deci no job hopping, este business development manager și este unul dintre cei mai înfipți, articulați și ambițioși oameni cu care am lucrat. Astăzi vom afla povestea ei, cât și ce-i place să mănânci în pauză. Bun, ce mâncăm? Despre asta vorbim. Eu mănânc un lava cake, o tentativă de lava cake. Ok, nu știu ce este aia. Nu știi ce este lava cake? Nu am încercat niciodată, n-am auzit niciodată, da, nu știu. Că nu e ok. Nu? De ce? Why? It's cool, man. Da, este prăjitură cu foarte multă ciocolată, teoretic. Practic, nu știm, vom afla, are. Ok, ok, ok. Eu am trei felii de pizza, luate... Colectate. De, da, în mod colectiv de pe aici. De ce sales? Cum am început povestea asta? N-am un motiv pentru care de ce sales, pentru că nu am început știind în ce mă bag. Am terminat facultatea, facultatea, am început masterul, am fost dezamăgită de experiența cu facultatea, așa că am zis să mă duc la un internship să înțeleg un pic mai bine cum funcționează să lucrez într-o companie. Okay. Am primit, pe vremea aia erau Yahoo Groups, am primit un mail cu o oportunitate de internship la ceva ce pe vremea respectivă nu se numea CV30, dar care la bază avea aceiași fondatori. Și era advertizat ca un internship pe marketing, ceea ce nu era super departe de realitate, doar că venea cu această componentă de sales foarte puternică pe care am aflat-o în momentul în care am intrat efectiv în pâine. Okay. Și așa s-a nimerit, nu a fost neapărat voit, nu mi-am închipuit, ce puțin dacă m-ai fi întrebat dacă aș vrea să lucrez în sales, răspunsul meu nu ar fi fost, sigur că da, îmi doresc o carieră în sales, dar cumva lucrurile s-au așezat pentru mine în felul ăsta și iată-mă în sales. Ok. Cum se numea CV30 înainte de CV30? CV30 s-a numit CV30 din totdeauna de când am început pe acest concept din prezent, adică cu site-ul CV30.co, de la început a fost CV30.co, însă a existat și o agenție de BTL care se numea Monday Morning la un moment dat. Ah, am văzut pe LinkedIn. Da, exact. Ca să pară că am avut și eu doi angajatori. Te bucur că ai fost pentru seria asta de întâmplări? Ai început la CV30 cu poziții de marketing, apoi s-au dus spre sales, s-a dezvoltat, băi, cum a făcut-o? Eu am refuzat foarte mult să-mi accept postura, știi? Adică au fost chiar primii 2-3 ani strong am fost în capul meu gândindu-mă că de fapt eu nu asta ar trebui să fac și că nu e locul meu acolo și că eu nu pot să fiu așa cum îmi închipuiam eu că ar trebui să fiu un vânzător, știi? Pentru că sunt o grămadă de stereotipuri despre cum ar trebui să fie viața ta și activitatea ta ca vânzător. Știu. Stereotipuri pe care cumva mi le... nu știu, cumva mă simțeam prost eu față de mine pentru că nu le îndeplineam cu totul, că na, trebuie să fii agresiv și trebuie să fii rebel și nebun și să discuți cu clienții nu știu cum și să ai tehnici de-astea cu picior în ușă și pumni în geam și whatever. Și erau foarte multe lucruri în care nu mă regăseam. Partea mișto, sau ce puțin în viața mea mi se pare că lucrurile s-au schimbat în momentul în care am decis să do it my way. Ceea ce, într-adevăr, uite, apropo de lecții de viață, și asta a fost o lecție de viață. Știi că sunt anumite zone unde nu simți că ar rezona cu tine și nu simți că te caracterizează, dar în momentul în care încerci și cauți o formulă personală prin care să faci lucrurile respective, magic does happen. Ok. Și în ce a consistat, în ce a însemnat, basically, în cazul tău de a do it your way? Cum ai customizat poziția asta? Păi, în primul rând... am încetat să mă mai gândesc la clienți ca fiind clienți. Adică clienții e și ei oameni. Ok. Am început să fiu mult mai deschisă în conversații. Am început să arăt mai mult din cine sunt eu ca persoană în afara procesului de sales sau a produselor CV30 sau a pitch-ului de vânzare sau a whatever, hai să-ți arătăm cât de șmecheri suntem noi. Și cumva există oameni cu care ai chimie și într-adevăr înțeleg ceea ce vrei să faci și plus că, ce puțin când vine vorba de zona de employer branding a CV30 sau, mă rog, nu știu dacă employer branding generic spus, dar mai mult în zona de corporate culture and values,
Acolo e mult despre om și de felul în care rezonez cu persoana respectivă din companie și pur și simplu am decis să fiu mai deschisă și să arăt mai mult din mine și să nu-mi creez atât de multe măști în spațiul profesional. Chestie care se întâmplă, adică oamenii își creează măști în momentul în care vin la birou, eu am început să dau jos din ele. Adică practic asta s-a întâmplat, asta a fost procesul. Ok. Mișto. Este un obicei pe care l-ai avut în rutina ta și l-ai inclus în viața personală? S-au transpus lucruri? Da, fix chestia asta de răbdare, adică o să revin încă o dată pe același subiect. Mă rog, sunt și niște statistici, cel puțin când vine vorba de sales, care spun că, în general, vânzătorii pierd foarte multe dintre lead-uri, pentru că un lead reacționează cumva la al patrulea, al cincilea follow-up. Și de obicei, până la al patrulea, al cincilea, te cam descurajezi pe drum, știi, că dacă îți mai ai câteva nu-uri în freză, nu prea mai ai chef să keep going. Și cumva luându-mi suficiente trânte în activitatea profesională pe treaba asta, am început să înțeleg că și în viața mea de zi cu zi, atât timp cât faci niște chestii în fiecare zi, chiar dacă e puțin, într-un an o să vezi niște schimbări cu adevărat miraculoase. Deci asta e o lecție de viață cu care am rămas în urma activității de sales, precum și multe altele, pentru că activitatea în sine te învață să comunici, te învață să înveți să te adaptezi interlocutorului, te învață să știi să prezinți anumite situații în avantajul tău sau pentru a obține ceea ce îți dorești, te învață să convingi, te învață să negociezi, te învață să... o grămadă de... te învață să... și da, deci sunt o grămadă de chestii. M-a format, chiar m-a format și mi se pare că sunt cu totul și cu totul alt om din momentul în care am început și acum 6-7 ani mai târziu. Ok. Față de 6-7. Cred că ar trebui să luăm o gură de ceva. 3-2-1. 3-2-1. Sunt convins că ai avut întâmplări funny la birou, la întâlnirile cu clienții, în call-uri, în diferite circunstanțe. Uh-huh. Îți vine vreun aminte? Băi, nu știu cât de funny ar fi pentru cineva care ascultă din exterior chestiile astea. Știi că e, și ai observat și tu de altfel, că e o anumită dinamică de echipă. Când începem să dăm telefoane, toată lumea acolo, toată lumea te aude, toată lumea își dă cu părerea pe fundal, tu te chinui să nu te pufnească râsul. Dar da, cele mai multe vin tocmai din discrepanța asta între cum crezi tu că ar trebui să fie lucrurile în mediul corporate și în businessul românesc și ce se întâmplă în realitate. Și un exemplu, țin minte că la un moment dat trebuia să dau de cineva și am sunat prin recepția de la compania respectivă și am fost super protocolat și eu și persoana de la capătul celălalt al firului. Bună ziua, aș dori să vorbesc cu Mariana, n-o să-i uit prea curând numele, nu-i mai știu numele de familie, dar știu că numele mic era Mariana. Și îmi zice, da, sigur, imediat, stați numai 2 secunde să vă fac legătura, știi? Și fix ăsta a fost tonul prin care mi-a zis chestia asta și următorul lucru pe care l-am auzit a fost Mariana! Deci, asta ar fi una dintre nume. Okay. Alte întâmplări funny, ce să zic? Am fost la un moment dat la un client și... o chestie care îmi place mie foarte mult la jobul meu este că pentru că, practic, unul dintre pachetele pe care îl vindem presupune să facem poze și videouri în companii și le zicem oamenilor, băi, noi venim la voi să facem poze și videouri ca să înțeleagă tinerii care e mediul de lucru și cum este echipa, încep să mă plimbe prin birouri. Și uite, hai să-ți arătăm și cum e la noi, chiar dacă nu e done deal sau whatever, hai să vezi cum arată sediu. Și din, la un moment dat, la un client m-a tot plimbat așa dintr-o parte în alta și sărbătoreau ziua de naștere a cuiva și mi-au dat pe băț o turtă dulce foarte mare în formă de inimioară, știi? Okay. Și am plecat de acolo ca o roză, era o firmă de IT. Am plecat, am ieșit de la client practic și am coborât cu liftul și stăteam cu Dita mai lollipop-ul ăla, gen de turtă dulce în mână.
În față erau foarte mulți băieți la țigară, pentru că na, era firmă de IT și erau foarte mulți programatori și am ieșit pe ceea ce credeam eu că este ușa deschisă, dar de fapt era un geam. Oh. Și a fost așa gen full frontal cu acadeaua care s-a făcut zob și toată lumea care s-a uitat la mine în momentele respective. Da, sunt multe situații, știi, când te împiedici, când vorbești prostii random, mai lătrașin în call-uri. Asta erau unele din momentele alea, știi, în care tu încercai să-i explici clientului, practic, cât de șmecher este produsul tău și începea și să latre și să-mi iau une pe fundal. Da, na. Crezi că ajută să fii un animal în birou? Pentru de timp moral? Păi, nu știu dacă un animal, dar și-n ajută. Adică... Shin e cute, are momentele lui când este un pic too much și trage de noi să ne jucăm și așa, dar fix la exemplul ăsta la care mă gândeam acum când a început să latre pe lângă mine și nu se mai oprea și era fix cold calling și fix un first call cu o persoană cu care nu mai colaborasem niciodată, chiar m-a ajutat pentru că era o mare iubitoare de câini tipa de la capătul celălalt al filmului și chiar am legat cumva o conversație și mai departe chiar am colaborat. Deci... Ok. Ajută și okay. Aduce bani. Ok. Dacă vânzările ar fi un sport, ce fel de sport ar fi? Ar fi șah, un sport de minte, ar fi ping-pong, un sport 2-2, ar fi fotbal, o chestie de echipă? Cum o vezi? Da, cred că o să dau iar un răspuns clișeic, dar cred că ar fi o combinație între toate... Știi cum e? Încă o dată depinde și de cum vrei tu să practici vânzările. Că poate să fie și așa un sport de contact și să fii super, okay. Știi, super agresiv și super implicat în sportul respectiv. Poate să fie și șah, pentru că, într-adevăr, asta e o altă latură a vânzărilor pe care oamenii nu o văd neapărat. Adică, în mod real, dacă vrei să faci lucrurile elegant și frumos, ai de unde. Adică poți să stai să te gândești și să faci niște strategii foarte... care îți pun mintea la contribuție, deci poate să fie și un pic de șah. Ping-pong este pentru că, adică până la al doilea, al treilea follow-up, așa, este ping-pong. După este, nu știu, cred că un pic din mediul de business din România în care tot dai mingea de la unul la altul, de un pic prea multe ori. To no end, sau nu de fiecare dată, there's an end to it. Da, nu știu dacă aș putea să mă gândesc la un singur sport, dar da, cu siguranță e ceva care it gets you going și mental și fizic așa un pic, că te mai zdruncină din când în când. Nu te plictisești, nu? Nu. E dificil să te plictisești. Adică, mă rog, dificil. Poți să te plictisești în perioadele alea moarte în care nu pare că reacționează vreunul la ofertele tale. Dar găsești întotdeauna variante alternative. De fapt, știi, fix din momentele alea ies niște lucruri mai mișto decât înainte. Ok. Ai zis de mediul de business din România. Uh-huh. Ai avut multe întâlniri cu mulți oameni și presupun că asta ți-a format o perspectivă, uh-huh. Plajă mai largă. Uh-huh. Cum îl vezi? Cum este el diferit de... vest, de nord, de... Nu cred că ar fi corect pentru mine să-l compar cu ce se întâmplă în vest, pentru că nu am lucrat în vest și nici, adică foarte rar am avut clienți care să fie din vest. Dar m-am mai zis și o mai zic o dată, mai ales când ești tânăr, îți faci așa niște impresii, știi, că oamenii sunt foarte bine pregătiți și că știu foarte bine ce fac și te poartă pe degete în conversații și e dificil să ajungi la nivelul la care sunt ei și, mă rog, sunt o felul de, sau ce puțin pentru mine, au fost o felul de gânduri în direcția asta și lucrurile în realitate nu stau chiar așa, adică oamenii sunt oameni peste tot. Am găsit și oameni într-adevăr super bine pregătiți și foarte mișto și foarte cu viață, dar ce observ este că sunt destul de mulți oameni letargici, care nu prea au chef să facă ceea ce fac. Okay. Și care nu sunt acolo, nu știu dacă sunt neapărat din obligație sau din... dar care pare că nu și-au făcut alegerile la momentul potrivit, în
deplină cunoștință de cauza asta odată și apoi în acord cu ceea ce sunt. Asta doar. N-au intrat cu ochii deschiși cumva în chestia asta. Da. N-am înțeles. Și aici intervine CV 30. Hai să ne întoarcem puțin în timp. Cum 6 ani, poate mai mult. Ai vreun mesaj sau vreun sfat pentru ei? Nu intră pe rând. Pentru Anca din facultate? Da, am un mesaj pentru Anca din facultate. Anca din facultate era mai speriată și, mă rog, nu zic că și acum, știi, nu pot să zic că am renunțat la toate fricile pământului, dar eram mult mai speriată decât acum și mult mai neîncrezătoare și mă comparam destul de des cu alți oameni din jurul meu sau cu o imagine care credeam eu că ar trebui să fie despre mine la momentul respectiv. Și cred că sfatul este să iau lucrurile ca atare și să îi dau înainte că... A fi stoic, cumva, nu? Dacă vrei tu să mergem, să ne întoarcem, facem următorul interviu la Seneca, să fie total în temă. Nu cred că te-am întrebat de ce n-ai plecat de la CV 30 până acum. Adică ne-am jucat. Cred că e o întrebare... Fair, da. De ce n-ai plecat de la CV 30 până acum? Mi-a trecut prin cap de mai multe ori, adică nu e, n-aș putea spune că pur și simplu de la început până la final a fost așa o dragoste nebună și n-am văzut altceva stânga-dreapta. Dar mediul de lucru este în mod real diferit, adică am vorbit destul de des despre chestia asta și am încercat să-l descriu, dar până când nu-l trăiești e destul de dificil de explicat în cuvinte, mai ales că fiind ușor atipic, nici nu prea ai cu ce să-l relaționești, nu prea are unde să te ducă mintea instant să zici, ok, deci trebuie să fie cam așa. Nu o să zic că suntem o mare familie, că nu e vorba despre chestia asta, dar pur și simplu există anumite chestii care ne leagă și ne țin împreună. Faptul că fiecare dintre noi vrea să fie un pic mai deștept, nu zic neapărat mâine, dar măcar peste un an când te uiți în spate să-ți dai seama că bă, am făcut câteva chestii și chiar am contribuit la niște lucruri mișto. Lucrez cu niște oameni care sunt responsabili pe ceea ce zic și ceea ce fac, ceea ce este șmecher, adică e mișto să știi că poți să te bazezi pe oamenii din jurul tău și dacă zic că duc un lucru până la final, chiar se întâmplă. E caterincă, râdem, e mișto, e o atmosferă cool, stăm cu câinii la birou, stăm în papuci. Nu suntem, n-aș zice, știi, că suntem prieteni la cataramă, la modul de ieșim în fiecare sâmbătă și duminică și ne petrecem tot after hours-ul împreună. Dar cât suntem aici, mi se pare că suntem cu totul și chiar e mișto că nu ne prefacem și că ăștia suntem, cu asta lucrăm, cu asta defilăm, cu asta mergem mai departe și e un lucru pe care n-am putut să-l dau până acum pe altceva. Ok. Anca, discuția a fost foarte mișto. Mâncarea mea a fost. Ok. Ai vreun mesaj de final? Nu știu. Continuăm să mâncăm până când we go fade out. Da, da. Bun. Food coma. Ce mănânc de ce în pauză de masă? Ciorbă.